chiar și partea de petrecere, dacă astăzi o să avem aici Cristina Neașu, pe Marco din Spania, Aurel Moga, Xinte, formația lui Cristian Gușatu, mâine o să vină aici Daniela Gheorfi, o să vină Autentic și multe, multe trupe, dar locația va fi cu totul alta. În această seară suntem prezenți cu toți aici, cum ne-a învățat domnul Chiriță de ani de zile, alături de Revista Română pentru Administrația Publică Locală, și pentru că s-a servit aperitivul și s-au mai liniștit apele, când o primar din Calafat, n-aveți loc în seara asta, mâine. Venim Oltenii, mă, păi trebuia până la... să mergem pe acolo, pe la Brădești un pic. Deci, în această seară o să îmbinăm utilul cu plăcutul, vor primi premii, atât președinți de Consiliul Județene, primari de comune, primari de orașe, Asociația Orașelor din România, multe, multe premii, dar pentru început vreau să invit aici pe redactorul șef al Revistei Române pentru Administrația Publică Locală. Aplauze pentru domnul Ionuț Iuria! Mulțumesc mult! Bună seara, doamnelor, domnișoarelor, bună seara, domnilor. Mă bucur mult de tot, iată, suntem la a șasea ediție a Forumului Administrației Românești și că, într-un fel, începe forumul să arate din ce în ce mai mult așa cum mi l-am imaginat inițial. De trei ediții, în cadrul forumului sau sub umbrela forumului, premiem și cele mai bune proiecte din administrația publică locală. Subtitulatura Cele bune să se adune. Pentru că avem acea vorbă românească care are continuarea aia cu cele rele să se spele, dar să se spele și cele rele, dar mult mai important ar fi ca tot mai multe proiecte bune să se adune, pentru că am vorbit astăzi de administrația americană și menționam acolo trei noțiuni definitorii. Mai era una. Americanii știu să se promoveze și poate asta ar trebui să o împrumutăm noi în administrația publică locală un pic mai mult de la ei, pentru că spun ziarele din România, spune presa TV, spune mass media în general, dacă primarul român nu e excepțional de bun, să nu zic ceea ce, sau să nu folosesc cuvintele pe care folosesc, e dacă funcționarii publici din România, cei ce înglobează pe toți, nu sunt competenți, nu sunt harnici, nu sunt... Aș vrea cumva să le arătăm că, de fapt, sunt. Și că sunt și foarte mulți primari în România care sunt dedicați dezvoltării localităților lor, pe de-o parte, și că sunt foarte mulți funcționari publici în România care sting lumina la ora 17, 18, 19, 20, poate câteodată și mai târziu, rămânând multe ore peste program. Pe de o parte, pentru că chiar vorbeam ieri cu primarul de Stejaru, un funcționar public din România acumulează în realitate mult mai multe atribuțiuni. Ziceam că aș vrea să-i evidențiem pe cei care au rezultate. Pe de o parte, pentru a deschide apetitul celorlalți care încă nu le-au avut sau nu le au. Pe de altă parte, pentru că lumea sau că sfera publică din România trebuie să vadă că în administrația publică locală din România se muncește, se lucrează. O să o invit pe colega mea, secretarul general de redacție, Cristina Mânță, pentru a începe decernarea premiilor. Vă urez o seară cât mai plăcută. Cred că o să ne reîntâlnim, pentru că la rândul meu o să fac acest demers. Și felicitări tuturor câștigătorilor de la această ediție. Cele bune să se adune. Vă mulțumesc mult de tot! Deja de câțiva ani noi facem
depunem efortul să premiem excelența și devotamentul în administrația publică. Avem două gale, una pentru aleși locali, una pentru echipele de proiect și cele care lucrează zi de zi în administrație. După cum știți, activitatea este foarte complexă, există multe responsabilități, de aceea am decis să organizăm competiția pe mai multe domenii. V-ați înscris, v-ați prezentat proiectele, ați încercat să convingeți jurul, acum a venit momentul să premiem și câștigătorul. Vom începe cu domnul Ion Bârcă, primarul Comunei Turburia, județul Gorj, și cu domnul Ștefan Fosuescu, primarul Comunei Cologaj, tot din Gorj, care au primit premiul cel mai bun proiect la secțiunea educație la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia. Pe domnul Viorel Grusea, primarul Comunei Comana, județul Brașov, pentru cel mai bun proiect la secțiunea educație la nivelul regiunice. Să sperăm că următorul participant este. Domnul Vasilică Harpă, primarul orașului Târgu Neamț, județul Neamț, pentru premiul cel mai bun proiect la secțiunea Edilitar Urban la nivelul regiunii Nord-Est. Am uitat să menționez, am o rugăminte, după ce vă ridicați premiul, să stați un pic la panou ca să facem câteva cutare. Continuăm cu domnul Enache Dumitru, primarul Comunei Stejarul, județul Tulcea, pentru cel mai bun proiect la secțiunea Edilitar Urban, regiunea Sud-Est. De asemenea, dacă cineva dorește să rostească câteva cuvinte, bună seara, vă mulțumesc din suflet. Sunt primarul Comunei Stejarul din județul Tulcea și sunt mândru că împreună cu echipa mea, foarte mică, de 5 funcționari publici, creez așa din anul 2009, am reușit pe lângă acest proiect să atragem fonduri în 12 ani de 14 milioane de euro. Printre proiectele frumoase ale Comunei Stejarul, a fost, practic, un vis frumos al nostru realizat. A fost prima echipă sătească în comună cu 2000 de locuitori, echipă de fotbal, care a promovat în divizia B, iar acum, sub titulatura de Săgeata Năvodari, este echipa transferată în divizia A, la Năvodari. Pentru că, financiar, am putut să ducem echipa numai în divizia B și nu mai aveam condiții necesare pentru stadionul care să corespundă divizia A. Acesta a fost un vis al nostru, tot timpul am vrut să fim pe locul întâi. Echipa a fost înființată în 2007, iar în 2009 deja eram în divizia B. Vă mulțumesc de suflet și pe trecere frumoasă! Continuăm cu domnul Vasile Mustățea, președintele Consiliului Județean Giurgiu, pentru cel mai bun proiect la secțiunea Edilitar Urban, regiunea Sud-Muntenia. Vă mulțumim mult pentru apreciere și primul acesta vă onorează. Vedem și persoanele care au lucrat la proiecte, nu doar conducătorii. Îl invit acum în scenă pe domnul Ion Ciocea, primarul Comunei Buzău. Dar și domnul Nicolae Stâncioi, primarul orașului Filiaș, din județul Dolj. Aceștia au câștigat premiul pentru cel mai bun proiect la secțiunea Edilitar Urban la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia. Dar ce să spun? Că este frumos, este plăcut când muncești și când ai și rezultate.
și când mai și premiat. Bine, asta mi se datorează dumneavoastră, revista Administrației Publice Locale, pentru acest eveniment că l-ați organizat Forul Administrației Românești. E firesc că toți am venit aici cu proiecte, toți am muncit și așa cum spuneți noastră, probabil tot vom câștiga, pentru că așa ar fi plăcut și așa se poate și se întâmplă, nu? Dar sigur, munca noastră este răsplătită de cei care au apreciat cei din jurul. Noi am prezentat diferite proiecte, fiecare a venit cu proiectul lui. Până la urmă, aceste proiecte sunt niște idei. Eu am avut o idee, dar am plecat de aici cu mult mai multe idei. Vă mulțumim pentru ce ați făcut și că ați organizat acest eveniment. Oricum, și noi vă mulțumim pentru participare, fiindcă fără participare nu am avea nici noi cum să facem evenimentul și cum să premiem excelența. Continuăm cu domnul Dănuț Buhăescu, primarul orașului Iudican, județul Hunedoara, pentru cel mai bun proiect la secțiunea Edilitar Urban, regiunea Vest. Sincer, mi-aș dori să fie taxa, în loc de acciza aceea de 7 euro, 10, dar să se facă autostrăzi. Vedeți cu toții care venim la Brașov, cât e de greu să mergem pe drumurile naționale. Numai cine nu înțelege că e nevoie de autostrăzi, ăla nu este român adevărat. Domnul Viorel Craini, primarul comunei Beli și județul Cluj, pentru cel mai bun proiect la secțiunea Edilitar Urban, regiunea Nord-Vest. Eram pregătit să iau acest proiect mâine. M-a dat un pic prin surprindere. Oricum vă mulțumesc. Îi felicit pe toți cei care sunt în această sală și mai ales pe cei care nu sunt prezenți aici și care merită și ei să fie evidențiați. Pentru că sunt convins că pe lângă noi care ne aflăm astăzi aici și suntem premiați, sunt încă o serie de colegi ai noștri care merită și ei să fie felicitați. Eu vă mulțumesc și vă doresc tuturor să vă tot felicită. Invit acum lângă mine pe domnul Ioan Bujor, primarul comunei Dofteana, județul Bacău, pentru cel mai bun proiect la secțiunea Edilitar Urban, regiunea Nord-Est. Da, bună seara! Mă numesc Bujor Ioan, sunt primarul comunei Dofteana din județul Bacău. Sigur, această plachetă și această diplomă mă onorează, dar nu este numai meritul meu, ci este și meritul echipei de consilieri, cei 17 consilieri, pentru că conduc o comună de 12.000 de locuitori, este cel mai mare ca număr de locuitori din județul Bacău. Sigur, această plachetă și această diplomă o dedic cetățenilor din localitatea pe care o conduc. Dacă ei nu ar fi fost, eu nu aș fi primar și în această seară nu aș fi aici. Vă doresc tuturor colegilor multă sănătate, succes în continuare în proiectele pe care le aveți și la mulți ani! Ultimul premiu la secțiunea Edilitar Urban îi revine domnului Toader Roman, primarul comunei Blăjel, județul Sibiu, pentru cel mai bun proiect la secțiunea aceasta, în regiunea Centru. Bună seara! Mă numesc Roman Toader, primarul comunei Blăjel, județul Sibiu, primar de 6 stele. Vă urez Crăciun fericit, multă sănătate și la mulți ani. Secțiunea Turism și îi invit în scenă pe domnul Bogdan Pușcașu, City Manager al municipiului Piatra Neamț și pe domnul Florin Țurcanu, președintele Consiliului Județean Botoșani, pentru cel mai bun proiect la secțiunea Turism la nivelul regiunii Nord-Est. Cineva pentru domnul președinte, chiar persoana care s-a ocupat de proiectul câștigător. Da.
Casa Ventura din Botoșani merită numele de casa celor trei președinți. De ce? Pentru că documentația tehnică a fost obținută de un președinte al Consiliului Județean, cererea de finanțare și contractul semnat de alt președinte al Consiliului Județean, finalizarea lucrărilor și recepția a aparținut actualului președinte, domnul Florin Sultanu, care îi propune mai multe proiecte de succes și organizatorul a fost cel mai bun de a scoate în evidență ce face administrație. Șeful meu, primarul de la Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan, are o vorbă. Dacă vorbești prea puțin, o să creadă lumea că nu te duce capul. Dacă vorbești prea mult, o să afle. Felicităm organizatorii, mulțumim pentru premiu și sărbători de plăcere. Nu te învăța șeful tău să-mi pui 100 de aici? Continuăm cu regiunea Sud-Est. Premiul este împărțit de două administrații locale, ambele din județul Constanța, Comuna Cumpăna, reprezentată de doamna primar Mariana Gâjlu și orașul Eforie, reprezentat de domnul primar Ion Ovidiu Brăiloiu. Bună seara tuturor reprezentanților administrației publice locale, fie că suntem de la municipii, orașe, comune sau consilii județene. Iată, Constanța este reprezentată atât de filiala județeană Constanța Asociației Comunilor din România și salut colegii primari pe care îi văd aici în sală, precum și de Asociația Orașelor, în prezența domnului primar Brăiloiu. Spuneam mai devreme colegilor mele, pe care le-am întâlnit aici, de dimineața la Constanța, la prânz la Buzău, la ședința Consiliului Director al Regiunii de Sud-Est, proiectele 2014-2020, că tot proiectele ne-au adus aici, la Revista Română a Administrației Publice Locale, iar seara, în minunatul oraș Brașov, aici, în această întâlnire plăcută cu reprezentanți ai Asociației ai Administrației Locale. Vreau să mulțumesc încă o dată Revistei de Administrație Publică Locală. Să vă felicit pentru consecvența de care dați dovadă, pentru profesionalism și să vă spun că, deși este sărăcie, deși este criză, datorită acestor proiecte, Administrația Publică Locală își face cunoscut glasul. Mai mult decât a ne bucura și a prezenta aceste proiecte ca muncă a unei echipe. Și eu, dacă îmi permiteți, fără să fiu lipsită de modestie, invit pe cele două colege ale mele, care sunt funcționari publici ai primăriei Cumpăna, ca să primească acest trofeu pe care ele le merită să-l ducă întregului aparat al administrației publice locale, ci este meritul colegilor noștri, colegilor funcționari publici, dar beneficiarii proiectelor sunt cei 15.000 de locuitori ai comunei Cumpăna. Este adevărat a patra comună ca și număr de locuitori la nivelul României. Dacă ar da bunul Dumnezeu, guvernanții noștri să aibă atâta înțelepciune încât 2014-2020 să aducă tuturor celor 2863 de comune proiecte de care să se bucure cei 48% din locuitorii mediului rural. Eu vorbim despre comune. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, Revista Română de Administrație Publică Locală. Vă felicit, dragi colegi, indiferent că suntem de la Suceava, Olt, Neamț sau Brașov, să dea bunul Dumnezeu să fim sănătoși, să rămânem zdravi la cap și să ne întâlnim cu bine și în anul viitor. Sărbători fericite, iar magia Crăciunului să ne facă mai buni, mai blânzi și să avem parte și de resplată pe măsura muncii efectuate. Felicitări, încă o dată, mulțumesc. Stimate colegi, una diploma, unul trofeul. An de an mai frumoase. Vă mulțumesc! Hai,
normal, oral sau scris? Mă bucur că sunt vecin cu doamna Luciu. Îți dai seama, este un lucru bun de foarte noroc. Eu mi-aș dori să avem bani să cheltuim de la ei, nu de la noi, toți cei care lucrăm în administrația locală, și municipii, și județe, și comune, pentru că numai o dezvoltare unitară a țării, cred că poate aduce un pic mai bine în viața noastră. Ce să zic, mă bucur că sunt la sfârșit de an, că reușim să avem și niște momente mai plăcute. A fost un an destul de greu, sper că anul care vine va fi mai bun. Întotdeauna sperăm acest lucru. Noi mulți ne vedem de 10 ani la astfel de manifestări și sperăm întotdeauna acest lucru. Mi-aș dori ca Revista Română de Administrație Publică, care merită toate felicitările, să reușească să-și îndeplinească scopul până la urmă și să contribuie și ei la un pic de mai bine în administrația locală, să fim apreciați așa cum se cuvine, pentru că de foarte multe ori toată lumea, nu știu, administrația locală, cel puțin mai la comune și orașe mici, s-a transformat într-un fel de cenușereasă, tot ce este mai nedigerabil de la nivel central se transmite administrației locale la nivel mai micro. Să sperăm că lucrurile acestea se vor schimba, să sperăm că vom trăi momentul când se vor schimba și să putem să sărbătorim acel moment și sper că în momentul ăla nu vom mai fi noi neapărat vedetele pe primele pagini ale mass media cu ce răutăți am mai făcut și cu ce lucruri mai așa, nu știu pe cine am mai supărat. Și mi-aș dori să fim pe prima pagină întotdeauna cu realizările pe care le avem, cu proiectele pe care le avem. Sunt proiecte la care ați lucrat toți, care știți cât de greu se obțin, știți cât de greu se derulează și cât de greu ajung să le finalizez. Și mi-aș dori ca să se întâmple, să toate lucrurile astea să se întâmple mai ușor, să avem cât mai multe proiecte, să fie toți premiați, pentru că toți meritați și toți cei care lucrează în administrație, zic eu, marea majoritate merită un premiu, numai pentru faptul că lucrează în administrație în condițiile pe care le cunoașteți extrem de bine. Îi felicit și pe cei, bineînțeles, pe cei din echipa mea. La noi, la localitățile mai mici, automat lucrăm direct la proiect. Este greu să găsești pe cineva să lucreze pentru tine, lucrăm noi. Dar nu se face nimic fără o echipă. Îi felicit pe cei care au lucrat alături de mine în această echipă ca să putem să realizăm aceste proiecte. Și dacă la vară cineva va dori să-și petreacă concediul la noi în Eforie, vă aștept cu mult drag și sperăm să apreciați și acest proiect pe care, unul dintre proiectele pe care le avem acum. Vă doresc la mulți ani, o seară plăcută și să ne vedem sănătoși la anul. Vă mulțumesc! Și la nivelul regiunii Sud-Muntenia avem doi câștigători. O să invit în scenă pe domnul Emanuel Savin, primarul orașului Bușteni, județul Prahova, și pe doamna Carmen Lis, șef serviciu promovare proiecte în cadrul primăriei municipiului Pitești. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră, prin care răsplătiți. Noi, acest premiu nu înseamnă decât o răsplată noastră celor din administrație, care de foarte multe ori nu observă nimic. Așa că vă mulțumesc foarte mult și sperăm să ne întâlnim an de an, să fim, noi să fim premiați și dumneavoastră să faceți acest mulțumim mult! Bună seara, vă spun și eu. Mă bucur că am obținut acest premiu pentru orașul Bușteni. Vreau să fac o mică rectificare. Nu sunt Emanuel Savin, mă numesc Nae Sală. Sunt viceprimarul orașului Bușteni. N-am să vorbesc foarte mult că, nefiind în campanie electorală, vă plictisesc. Dar vreau să vă spun că mi-aș dori ca peste puțin timp această sală să fie neîncăpătoare sau să sărbăm într-o sală mult mai mare, pentru că este momentul ca să dezvoltăm localitățile noastre în proiecte cu banii altor. Știm foarte bine, nu este un lucru ușor, este
un hățiș de documente prin care trebuie să treci, dar astea sunt deocamdată. Noi ne-am bucurat că am putut să accesăm și să finalizăm acest proiect. Vă mulțumesc încă o dată și vreau să vă spun, pentru că se apropie sărbătorile de iarnă, un an nou fericit tuturor și un Crăciun fericit. La mulți ani! Continuăm cu domnul Nicolae Moldovan, primarul orașului Beclean, județul Bistrița Năsăun, cel mai bun proiect la secțiunea Tuvit, la nivelul regiunii Nord-Vest. Voi fi mai scurt. Am reușit să dezvolt în Transilvania, centrul Transilvaniei, un punct turistic care vă rog să vizitați, Băile Figa, care aduc într-o singură zi 10.000 de turiști. Nu mă compar cu Eforie, dar cel mai important lucru nu este realizarea sau fiecare dintre noi avem o realizare, că altfel n-am fi aici, de 3-4 mandate. Cred că cel mai important lucru în seara asta, că a știut Revista Română de Administrație, să ne adune împreună primari de comune, de orașe, municipii, Consiliul Județean. Felicitări, domnule Iurea, și soții Dorogean. Domeniul și o să o invit în scenă pe doamna Alina Popa, reprezentantul domnului Cristiana Domniței, președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Euronest Iași, pentru premiul cel mai bun proiect la secțiunea Ordine Publică la nivelul regiunii Nord-Est. Nu vreau să aduc un ton pesimist în seara aceasta. Îmi exprim speranța că poate începând în 2014 și să schimbăm programul, care am fost năduiți în legătura cu programare, să nu mai venim cu proiecte pentru bani și să nu alergăm după bani doar pentru că sunt aici. Continuăm cu domnul Dănuț Bădău, primarul orașului Bucioasa, județul Dâmbovița, pentru cel mai bun proiect la secțiunea Ordine Publică, la nivelul regiunii Sud-Muntenia. Mulțumesc Reviste pentru premiul acordat și de asemenea echipei care a lucrat la acest proiect din orașul Bucioasa, cu care nu am reușit să vină, pentru că erau implicați într-o licitație și l-au terminat la timp, n-am reușit. Și deci le mulțumesc și lor pe această cale. Pentru anul 2014, îmi doresc pentru toți să finalizăm proiectele pe care le avem în implementare și de asemenea să avem posibilitatea și capacitatea să promovăm altele cu succes pentru perioada 2014-2020. La mulți ani, cu multă sănătate și cu mult noroc. O seară plăcută! Continuăm cu doamna Lăcrămioara Vernică, secretarul județului Iași, pentru premiul cel mai bun proiect la secțiunea Sănătate la nivelul regiunii Nord-Est. Mulțumim Ionuț Iurea, mulțumim echipei sale frumoase de profesioniști. Așteptam și noi, într-adevăr, să fim invitați, să fim invidiați. Am vrut să o invit și pe colega mea, care ați văzut cum arată și cât de slabă e. Și are un mare, mare motiv.
de dimineață și până noaptea, nu știe decât să lucreze la proiecte europene. Și rezultatul se vede în seara asta. Vă mulțumim! Continuăm cu domnul Florinel Achim, reprezentantul domnului Ion Călinoiu, președintele Consiliului Județean, pentru cel mai bun proiect la secțiunea Sănătate la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia. Mulțumesc! Din păcate, domnul președinte, și ca manager de proiect am fost trimis să ridic acest premiu. Mulțumesc mult! Premiul este și pentru dumneavoastră, nu doar pentru domnul președinte. O să chem acum o întreagă echipă de proiect, pe domnul vicepreședinte Tiberiu Balinț, pe doamna Bălan Lucia Angela, din partea Consiliului Județean Hunedoara și pe domnul Laza Călin, managerul Spitalului Deva, pentru cel mai bun proiect la secțiunea Sănătate la nivelul regiunii Sud-Vest. Bună seara și bine v-am găsit! Vă salut pe toți pentru că toți sunteți sau veniți din administrația publică locală și toți suferiți de oprobiu presei atunci când implementați proiecte. Mai nou se spune că banii intră în buzunarele atunci ale baronilor. Eu nu sunt baron, sunt numai vicebaron. Dar banii n-au intrat în buzunarele mele atunci, cred că se vede. S-au dus în proiecte. Acesta e un proiect pentru Spitalul Județean Hunedoara. Proiect care a venit și a fost implementat imediat după preluarea Spitalului de către Consiliul Județean și care, cel puțin la noi, a arătat că această preluare de către administrația publică locală a spitalelor a fost benefică, pentru că dintr-o stare destul de degradată, spitalul a ajuns unul modern. Vreau să dedic premiul cetățenilor din județul Hunedoara care ne-au sprijinit, ne-au votat și așa am ajuns ca să implementăm aceste proiecte. E unul dintre proiectele care au adus județul Hunedoara pe locul 1 în regiunea 5 Vest la absorbția fondurilor europene. Vă doresc și dumneavoastră și cetățenilor mei an nou fericit, sărbători fericite și la mulți ani! Ultimul premiu la secțiunea Sănătate este acordat domnului Dorin Vasile Pașca, primarul orașului Baia Sprie, județul Maramureș, pentru cel mai bun proiect la secțiunea Sănătate la nivelul regiunii Nord-Vest. Vă mulțumesc tuturor, sunt onorat să fac parte din acest grup select. Vă urez tuturor lumea cu bucurie, cu fericire și cu împlinire pe tot ceea ce vă doriți. Ultimul domeniu din această primă parte a galei este dezvoltare locală. Îl invit în scenă pe domnul Ion Georgescu, primarul orașului Mioveni, județul Argeș, pentru cel mai bun proiect la secțiunea dezvoltare locală la nivelul regiunii Sud-Muntenia. Bună seara, Salomone. Sunt primarul orașului Mioveni. N-am să vă spun multe date despre mine, să vă invit să ne invitați. Vă dau decât două lucruri. Din Mioveni pleacă 25% din exportul României, 5,5% la bugetul la PIB României și cel mai bun n-ar funcționa fără cercetare nucleară la Mioveni. Aș vrea să invit lângă mine cele două fete care au lucrat la proiect, care sunt de la Mioveni, din generația tânără, două fete anunțioase care vor face cinste administrații publice locale. Doresc să mulțumesc tuturor primarilor din sală, indiferent că sunt din oraș, din comună, din municipiu, tuturor președinților și tuturor primarilor și locuitorilor din administrația publică din sală. La acest aniversar vă urez multă, multă sănătate, la mulți ani și să ne vedem cu bine la anul, iar administrației publice locale, multă sănătate, să ne duceți în aceea sală pe toate domeniile de activitate. Vă mulțumesc și vă invit la noi.
întâlnit acum lângă mine pe domnul viceprimar Chivu Laurențiu din Rovinar, unde primar este domnul Dorin Filip, pentru cel mai bun proiect la secțiunea dezvoltare locală la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia. Bună seara, numele meu este Laurențiu Chivu, sunt viceprimarul orașului Rovinari. Vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru organizare. Suntem onorați pentru acest premiu. Vreau să vă mulțumesc în numele domnului primar Dorin Filip, vă mulțumesc în numele Consiliului Local, în numele tuturor angajaților din primăria orașului Rovinari. Să dedicăm acest premiu cetățenilor orașului Rovinari. Din 2004 suntem împreună cu ei. Vrem ca pentru la anul să aducem mult mai multe fonduri și mult mai multe proiecte ca să putem câștiga cât mai multe premii. Mulțumesc încă o dată revistei, mulțumesc dumneavoastră, vă doresc mult succes și nu în ultimul rând să le mulțumesc tuturor consilierilor și mai ales angajaților pentru că au muncit foarte mult, foarte multe drumuri, foarte multe avize pentru obținerea unui proiect. De aceea, mulțumesc încă o dată și le doresc mult, mult succes și sărbători fericite! Bravo, domnule! La nivelul regiunii Nord-Vest, pentru cel mai bun proiect la secțiunea dezvoltare locală, avem doi câștigători. O să invit lângă mine pe doamna Aurelia Fedorca, primarul orașului Negrești, Oaș, județul Satu Mare, și pe domnul Dorin Lojigan, viceprimarul municipiului Câmpia Turcu. Mulțumesc frumos! Vin din nordul țării și sunt primar de un Sfântul Stea, adică la primul mandat și cred că este un premiu de încurajare, vă mulțumesc frumos pentru el și îmi doresc, împreună cu dumneavoastră, să ajungem la cât mai multe rezultate frumoase. Vă doresc sărbători frumoase! Bună seara, mă numesc Dorin Lojigan și sunt viceprimarul municipiului Câmpia Turzii. Vreau să vă spun că sunt avocat de profesie, la momentul la care am părăsit meseria pe care am practicat-o atâta timp ca să intru în administrația publică locală, nu aveam o părere foarte bună despre administrația publică locală. Am reușit într-un an jumătate de mandat să-mi schimb în totalitate și vreau să vă spun că vă respect pe toți pentru munca pe care o depuneți. Raportat la acest premiu, vreau să vă spun că este o rază de speranță pentru locuitorii municipiului Câmpia Turzii, având în vedere închiderea combinatului Mecel Câmpia Turzii, iar acest premiu dovedește că Câmpia Turzii are o rază de speranță prin primirea acestui premiu. Vă mulțumim mult, sărbători fericite, un an nou plin de sănătate și de bucurie. Acum pe scenă pe domnul Rus Sandor, primarul orașului Vlăhița, județul Harghita, pentru cel mai bun proiect la secțiunea dezvoltare locală, regiunea Centru. Bună seara, primar! Felicit revista de administrație publică locală în întreaga ei activitate. M-am prezentat aici în fața dumneavoastră, împreună cu colegul meu, Petru Ciopo, cel care a avut ideea proiectului câștigător, care a întocmit proiectul și pentru asta merită el felicitările cele mai mari și îi predau diploma și docentul. Vreau să vă spun că sunt primarul unui oraș în care locuiesc Securi, în proporție de 99%. Se știe că în istorie Securi au reprezentat poate cea mai fidelă armată totdeauna, care a stat alături de domnitorii români în luptele împotriva locuitorilor care au putut să ne cucerească țara. În acest spirit, aș dori să vă spun că de-aia ne dorim noi, maghiarii, secuii, să avem o regiune a acelor județe maghiare pentru a ne putea păstra mai bine identitatea, pentru a fi mai puternici și astfel România să aibă o regiune mai puternică. În acest spirit, vă transmit din partea secuiilor din orașul Vlăhița invitația de a veni, de a vizita minunatele peisaje din jurul orașului nostru și a întregului județ Harghita, să vă petreceți cel puțin un reveillon sau un concediu la noi, să vedeți ce zone frumoase avem,
niște oameni minunați și sper, ca și până acum, să am o colaborare în continuare foarte bună cu toți primarii români și de alte naționalități din întreaga țară. Vă doresc un Crăciun fericit și un an nou fericit. Vă mulțumesc! Urmează o pauză. Înainte să mă retrag, permiteți-mi să vă felicit încă o dată pe cei care deja au primit premiul, pe cei care urmează să primim și pe toți cei care s-au înscris în competiție și realizează proiecte. Și, de asemenea, aș vrea să fac și o precizare organizatorică. Mâine începem la 12:30, în sala în care am fost mai devreme astăzi. Sărbători fericite și o seară plăcută în continuare! După o scurtă pauză, vom continua cu celelalte secțiuni. Îi predau ștafeta cui se pricepe cel mai bine. Mulțumim foarte mult, domnul Ionuț. Mulțumim domnului Sandor, singurul maghiar din PNL. Să vă dea de o sănătate la Vlăhița acolo. Zici că e colegul meu, Garcea. Am zis, dacă moare Garcea, l-au pe domn primar de la Vlăhița, că seamănă perfect. Și haideți, dacă suntem într-o seară superbă, să nu uităm că vine Crăciunul, vine Anul Nou, să ne simțim mai români, mai adevărat, să dansăm în această seară, pentru că de-aia am venit aici la Brașov, să binăm utilul cu plăcutul, vor mai fi premii, așa că de la această oră vă așteptăm aici pe ringul de dans și mă face oricine. Cristina Neacșu de la Teatrul Davila din Pitești, alături de domnul primar la Mioveni, care a avut această invitație, și Cristian Gușatu, formația Record din Pitești și Târgoviște, alături de Cristina Neacșu, o voce deosebită, o veți remarca. Aplauze pentru Cristina Neacșu. Astăzi, onorați și distinși oaspeți, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și în compania dumneavoastră și să cânt pentru dumneavoastră. V-am pregătit câteva piese speciale, superbe, pentru că acum, în prag de sărbători, lăsăm emoțiile și le aducem pe cele frumoase, constructive și cele sensibile, de familie, de calitate, de dragoste și iubire. Sper să-mi fac plăcere aceste piese care mi le-am pregătit în această seară și vă doresc din toată inima sărbători fericite alături de cei dragi.
această seară minunată pentru toată lumea și pentru această lume frumoasă. Și vă invităm și la dans. Emoțiile de-a meninat. Sunteți frumoși că zâmbiți. De ce să nu dansați? Mi-ți dragi cuvintele să știi, ele sunt surorile. Atunci iubirilor când de nume, eu vorbesc cu stele. Cuvintele stavele-a mea, ele mi-n spalatele. Cuvântul și dorinilor nu seamănă ca altele. Ce seară minunată, mai spune iubită odată. Mai spune că ești frumoasă și că nu-mi vinerează. Și că mă dea-și toate, mai spune iubită odată. Mi-s dragi cuvintele să știi, ele sunt surorile. Atunci eu vin, o fiind în urmă, eu vorbesc cu stelele. Tăcerea nu-i dragă, nu mi-s dragi tăcerile. Atunci când doi ține mine, eu vorbesc cu stelele. Haideți și dumneavoastră cu mine. Ce? Mai spune-mi iubit odată, haideți! Mai spune-mi că ești frumoasă și că ne-i firească și vom avea șopată. Mai spune-mi iubit odată. Și am găsit o piesă frumoasă în repertoriu, Flori de Liliac, pentru toate doamnele speciale.
Memories, there is no